penitenciar avem 28 de minori, toți de gen masculin, între vârstele 16 și 20 de ani. O bună parte din copii au trecut prin așa o experiență, adică fie că au fost bătuți în copilărie, fie că ei singuri au fost agresivi. Și regiunea aceea că majoritatea ajung aici doar pentru crime grave și deosebit de grave, evident că o parte din aceste crime poartă și un caracter violent. E vorba de omor, viol, diferite acțiuni cu caracter sexual, tâlhărie, huliganism. Noi avem situații când cunoaștem cu siguranță că copiii au fost bătuți atât în familie, cât și în mediul în care ei au fost educați și crescuți, dar foarte puțin din ei se tem să recunoască acest lucru. Eu bănuiesc și colegii mei că acest lucru se întâmplă și din aceea că copilul care a suportat o violență sau a fost bătut este rușine oarecum. Fie că el percepe chestia asta că el este vinovat de ceva și a fost bătut și respectiv e frică să recunoască că a fost oarecum neascultător, fie că au o frică din partea familiei undeva și la iveală lucru acesta, fie că poate poartă o frică vis-a-vis de relația cu seminii care se află aici cu ei. Cauzele sunt diferite. În cadrul penitenciarului nostru, dar nu numai într-al nostru, sunt un șir de programe care sunt desfășurate de către specialiștii psihologi, educatori, referitor la reducerea violenței. În afară de asta, avem și alte programe care reduce nu doar violența, dar și din alte porniri emoționale, explozive ale copiilor. Părinții nu recunosc chestia asta că și-au bătut copilul. Sau este situația când părinții spun că au mers pe această cale, reșind din aceea că asta era unica soluție pe care el o vedea la momentul respectiv, ca să-și educe copilul, anume prin bătaie, prin violență. Unii ascund asta, da, ascund cu vehemență că și-au bătut copilul. Pentru noi este paradoxal că noi știm cu siguranță, copilul ăsta chiar a comunicat, în urma analizei psihologice a copilului se vede că a fost bătut și avem și dorința, și posibilități ca să-i ajutăm la maxim. Până la urmă, indiferent ce muncă ne ducem noi, indiferent cu cine noi nu interacționăm, oricum totul vine de la fiecare om în parte. Și dacă el pentru sine, până la urmă, a înțeles că el vrea să-și schimbe ceva în viață, el vrea să adopte un comportament pozitiv, el vrea să devină o persoană responsabilă și un membru adevărat și cum se cade a societății, el va deveni. El va deveni cu siguranță. Da, avem copii care în prima etapă de aflarea lor aici în instituția noastră erau foarte bulversați, erau foarte explozivi, erau foarte agresivi și pe parcurs s-a diminuat din chestia asta. Fiind incluși în diferite programe, fiind incluși la studii, avem foarte mulți copii care vin cu studii gimnaziale nefinisate, nici clasa 7, nici a 8. Mai rele sunt situații când avem copii că sunt de vârsta clasei a 8, a 9 și el nu poate încă bine citi și a scrie. Noi am avut până nu de mult chiar programul de alfabetizare în penitenciar. Ultimul caz care tare m-a remarcat, ca să nu zic că m-a șocat, asta este copilul, chiar și acum este la noi, care mi-a povestit că eu totdeauna îl întreb, de ce tu ești atât de rău cu toți? Pentru că el este violent cu toți, îi numiești, în general are un... Acum, de acum se mai diminuează din acest comportament. Și îl întreb și stau cu dânsul la discuție așa, zic, uite, vrei să fim prieteni? Am stabilit că suntem prieteni, bine, copilul mi se deschide și îmi povestește cum în copilărie mama lui a decedat și a rămas în grijă bunicii, adică mama mamei. Și nu știu de ce această bunică îl ținea, el mi-a povestit, eu nu spun cu siguranță pentru că asta copilul mi-a povestit, îl ținea în cușca de câini, în ogradă,
și îmbrăcat foarte subțiril, pe ploaie, pe vânt, pe frig, pe ninsoare. Și eu zic, cum e posibil așa? Că tu doar puteai să înghiezi, să răceai, erai bolnav. Și el îmi povestește, știți, când a venit cealaltă bunică, adică mama tatălui deja, care tot nu mai era în viață, spune că m-a găsit într-o cămășuță roșie, adică el povestește așa niște detalii, că eu, cum am rămas, eu stăteam și mă gândeam, cum e posibil așa ceva? În niște pantalonași subțirei, într-o cămășuță roșie subțirică, în cușca câinelui și mi-era frig și mi-era foame și eram tot ud ca afară încă și ploua, că era toamnă. Violența, cred eu, de multe ori naște violență.